Vei fi un băiat mare? Sunt un băiețel, mereu cresnicel. Îmi place să explorez, sunt caiu. Am atâtea de făcut, lucruri noi de cunoscut. Vi le voi arăta și vouă, sunt caiu. Lumea mea se schimbă, în fiecare zi e diferită. Cu mama și cu tata lumea e inedită. Nu este greu să crești, dar uneori obosești. Sunt lucruri amuzante, sunt caiu. Ce se dă nu se mai cere. Lui Caiu îi plăcea micul dejun, însă abia aștepta să deschidă o nouă cutie cu cereale. Mm-mm. Sunt gata! Foarte bine, Caiu! Acum putem deschide cutia cu cereale. Cadou? Tu l-ai luat ultima dată, Rosie. Acum e rândul meu. Iar cadoul este... Ta-tam! Cereale! Oh, mami! Unde e adevăratul cadou? Este chiar aici. Sper că e un apțibil. Orice ar fi, îl poți deschide după ce termin micul dejun, bine? Bine! Pățică! Caiu era dezamăgit de cadoul său și ar fi dorit apțibilduri, așa cum primise Rosie. Ei, scumpule, ce cadou ai primit? O lopățică! Eu voiam apțibilduri! O, Doamne! Știu cu ce te-aș putea înveseli! Jay vine să se joace cu tine! Da! Uite, Caiu, mi-am adus camionul! Și eu am un camion, să ți-l arăt. Apțibildurile alea le voiam eu. Le-am găsit în cutia cu cereale. Cred că le voi lipi pe camion. Caiu își dorea foarte tare acele apțibilduri. Dintr-o dată, i-a venit o idee. Vrei să facem schimb? Îți dau lopățica pe apțibilduri. O lopățică? Știu și eu. Bine! Să știi, Caiu, ce se dă nu se mai cere. Bine, nu se mai cere. Haide, să ne jucăm în nisip. Stai să-i arăt lui Rosie apțibildurile, sunt exact ca ale ei. Caiu era foarte mulțumit de schimbul făcut, până când a văzut ce făcuse Jay cu lopățica. O atașase de camionul său, transformându-și jucăria într-un... Un buldozer? Cum ai făcut asta? Lopățica e atașabilă. Acum pot săpa gropi și pot face drumuri. Vrum, vrum! Caiu nu-și dăduse seama că lopățica sa se poate atașa unui camion de jucărie. Acum își dorea lopățica înapoi. Îți dau apțibildurile pentru lopățică. Nici gând! Ce se dă, nu se mai cere. A fost lopățica mea! Nu știam că se poate atașa camionului. Scuze! Dacă îți dau altceva în schimb. Nu mulțumesc! În aceeași dimineață, Caiu dori o gustare. Bună, tati! Bună! Mi-e foame! Îmi dai ceva de mâncare? Sunt niște fructe pe masă, serviți-vă! Hei, știu! Am să-ți dau un măr pentru lopățică. Nici gând! Oh, păi, oricum îți dau un măr. Exact, Caiu. Fructele din bol sunt pentru toată lumea, inclusiv pentru oaspeți. Da, scuze, Jay, poftim. Mulțumesc. Mult mai bine, mersi, Caiu. Hei, facem o cursă în jurul casei. Sigur. Pe locuri, fiți gata? Start! Caiu nu se putea abține. Dorea să se joace cu lopățica, chiar dacă Jay nu voia să-i o dea înapoi. Vrum! Hei! Parcă spuneam că ne întrecem.
Caliu, voiai să te joci cu lopățica mea? Mai întâi a fost a mea! Ei, dacă tot te joci cu ea, îmi vreau aptibildurile înapoi. Bine, mă joc cu lopățica pe camionul meu. Vrum, vrum! Vrum, vrum, vrum! Vrum, vrum, vrum! Vrum! Caiu se simțea minunat jucându-se cu camionul și cu lopățica. Însă prietenul său, Jay, nu era deloc bucuros. Jay, îmi pare rău că ți-am luat lopățica. Da, sigur. Chiar îmi pare rău. Am făcut schimb, iar tu ai spus că așa va rămâne. Așa că, ține. Serios? Mulțumesc! Poți să iei aptibildurile înapoi. Bine, iar tu poți pune unul pe camionul tău. Sigur. Arată bine. Haide să ne jucăm cu camioanele. Eu eliberez drumul în calea ta. Vrum, 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 vrum. Ți s-a blocat buldozerul! Nici o problemă! Mă poți ajuta tu! Serios? Sigur! E lopățica mea, însă când sunt aici, ne putem juca împreună cu ea. Bine? Bine! Caiu se ținuse de cuvânt. După ce i-a dat înapoi lui Jay lopățica, amândoi s-au distrat de minune. Povestea pantofilor. Caiu și familia sa ieșiseră la plimbare. Însă Caiu mergea mai încet decât toți ceilalți. Haide, Caiu! Ține pasul cu noi! Vin, mami! Hă? Wow! Caiu nu mai văzuse astfel de pantofi. În urmă, dragule. Uite ce pantofi! Luminează! Îmi iei și mie? Sunt foarte scumpi, Caiu. Și deja ai o pereche bună de pantofi. Dar îi vreau pe aceia. Ei, poate după ce aceștia îți vor rămâne mici. Haide, Caiu, nu mai trage de timp. Tati și Rosie ne așteaptă. Mami, dacă aș avea pantofii aia, aș fi atât de rapid încât aș putea alerga până acasă. Mă mulțumesc dacă nu mai tragi de timp și vii frumos la pas. Te rog, mi cumperi? Îmi pare rău, Caiu. Nu putem cheltui bani pe pantofi de care nu ai nevoie. Haide, trebuie să ne grăbim, bine, scumpule? Caiu era puțin dezamăgit, însă nu avea de gând să renunțe așa de ușor. Am nevoie de pantofii aceia, tati, dacă mi cumperam să... Îmi fac curat în cameră și astăzi și mâine dacă se murdărește. Oricum trebuie să-ți faci curat în cameră, amice. Știu, dar uite, tu ai mulți pantofi. Asta pentru că mie nu mai crește piciorul ca ție. Și îmi trebuie pantofi diferiți pentru diferite ocazii. Aceștia sunt pantofii de jogging pentru jogging, iar aceștia... Sunt pantofii săi vechi pe care îi poartă când zugrăvește sau în grădină. Vechi! Ei, nu sunt atât de vechi. Aș purta pantofii luminoși la alergările de seara. Pantofii tăi sunt foarte comozi, Caiu.
Și mai ai și perechea asta veche pe care poți o porți. Acum Caiu era foarte dezamăgit. Își dorea cu tot din adinsul pantofi speciali care luminau. Iuhu, tu ești! În ziua următoare, când Caiu și-a întâlnit colegii, aproape că uitase de pantofi. Bună, Caiu! Bună, Clementine! Până când... Pantofii tăi! Îți plac? Uite, se aprind când pășesc. Eu vreau pantofii ăia. Te-am prins, tu ești. Poftim? Ai uitat? Ne jucam de aprinselea. Tu ești, eu nu mai pot fi. Caiu nu se mișca. Rămăsese cu gândul la pantofi. Hai, Caiu, să ne aliniem. Și nu uita, Caiu, după amiază trec pe la tine să ne jucăm. Caiu! Oh, da! Bine! Vă bucurați că vă jucați împreună? Da! Dar tu, Caiu! Caiu? Caiu nici măcar nu auzise ce-i spusese mama lui. Era cu ochii pe pantofii lui Clementine, care luminau la fiecare săritură a ei. Uite, mami! Clementine are pantofi luminoși! Da, sunt foarte eleganți, Clementine! Mulțumesc! Îmi cumperi și mie, te rog! Vezi cum luminează? Dacă aș avea o pereche, nu ne-ar mai trebui bec sau lanternă. Am putea folosi pantofii mei. Îmi pare rău, Caiu, va trebui să aștepți până când cei pe care îi ai îți rămân mici. Hai, Clementine! Mă ajut să construiesc un munte? Apoi ne jucăm cu mașinuțele, vrum! Mm-mm. Nu vreau să murdăresc pantofii. Și? Sunt pantofi noi! Vreau să-i păstrez curați! Oh, da! Bine! Hai să facem altceva! Hei, uite! Bălți! Hai, Clementine! Putem sări în ele! Nu, mersi! Dacă mi se udă pantofii, poate nu vor mai lumina! Oh, nu m-am gândit la asta! Caiu a încercat să găsească alt joc. Știu! Fotbal! Hai, Clementine, să jucăm! Nu! S-ar putea să sparg luminițele din pantofi! Caiu era dezamăgit. Clementine nu putea face nimic cu pantofii cei noi. Hei! Știu ce putem face! Ce? Gata? Ne întrecem până în partea cealaltă. Pe locuri? Fii gata? Start! Caiu era sigur că fetița va câștiga cu pantofii ei moderni. Până când a văzut-o înconjurând o groapă cu noroi, în loc să treacă prin ea. Hei, am câștigat! Da! De ce nu ai mai alergat? Era o groapă cu noroi! Vreau să-mi păstrez pantofii noi? Noi! Caiu s-a gândit un moment la pantofii cei noi ai lui Clementine și a făcut o descoperire uluitoare. Dar nu pot să te distrez cu pantofii aceia. Da, păcat că vechea pereche mi-a rămas mică. Știu, vino! Pantofii mei vechi, poți să-i încerci. Pe aceștia poți să-i murdărești. Se potrivesc perfect! Mulțumesc! Vă distrați bine? Da! Pantofii cei vechi ai lui Caiu ți se potrivesc, Clementine? Da! Sunt grozavi! Mulțumesc mult, Caiu! Cu plăcere! Am hotărât că nu mai vreau pantofi cu luminițe, mami! Nu? Cum așa? Nu sunt la fel de bun ca pantofii pe care îi am deja! Hai, Caiu, să fugim până la copac! Pe locuri? Fii gata? Start! Caiu și-a dat seama că un lucru nou nu este neapărat mai bun. Pantofii lui vechi erau perfecți. Mașinuțe de curse. Caiu
Caiu se simțea întotdeauna minunat cu colegii săi, mai ales când se juca cu mingea împreună cu Leo. Veniți aici! Hei, ce se întâmplă, Leo? Wow! Uite ce a adus Xavier astăzi! O mașinuță de curse! Cea mai tare mașinuță! Îi se deschid ușile! Se învârt roțile, scoate chiar și sunete! Wow! Am deja 4 mașinuțe de curse! Și azi merg cu mami și cu tati la mall să mai cumpere una! Adică, dacă îmi fac curat în cameră mai întâi... Wow, Xavier! Îmi place mașinuța ta! Nu e o simplă mașinuță! E o mașinuță de curse! Caiu abia aștepta să-și întrebe părinții dacă era posibil să primească și el o mașinuță de curse. Wow! Ce multe sunt! Da, va fi greu de ales. Aș putea să-mi cheltuiesc toți banii? Ar fi mai bine să începi cu o singură mașinuță deocamdată. Știu care! Îmi place aceea! Ura! Da! În ziua următoare, foarte mulți copii au venit cu mașinuțele de curse, inclusiv Caiu. Alte mașinuțe! Doamne, eu cred că ar trebui să păstrăm mașinuțele pentru o oră. Caiu se gândea mereu la mașinuțe de curse. Toată ziua dorea să se joace cu ele. Bună, Caiu! Pa, Caiu! Wow, uite, Gilbert! O mașinuță de curse cu dungi și o ambulanță și un camion! Cred că le vreau pe toate! Vrum, vrum, vrum! Caiu, la masă! Vrum, 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 vrum! Caiu, la masă! Vrum, 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 vrum! Caiu, Caiu, la masă! La masă! Vrum! Vrum, 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 vrum! Mașina, mașina! Nu, nu e o mașină, Rosie, e o mașinuță de curse. Caiu, să punem mașinuța de curse în garaj până luăm masa. Ne putem întoarce la mall în weekend. Vreau să mai îmi cumpăr mașinuțe de curse. Le iau din banii pentru ziua mea. O vreau pe aceasta și pe aceea. Bine, eu și cu tata ne vom sfătui. Nu mai lasă catalogul deoparte la masă. Bine. Mașinuțe de curse. Vrum, 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 vrum. Ah, dacă tot ne-am trezit, ce spuneți dacă am ieșit cu bicicletele prin cartier? Bună idee! Dar eu nu vreau! Vreau să mă joc cu mașinuța mea de curse! Caiu, cred că petreci destul timp cu mașinuțele. Dacă nu vrei cu bicicletele, ce spui de o ieșire în parc? Am o idee mai bună! Să ne întoarcem la mall ca să cumpărăm mai multe mașinuțe de curse! Ați spus că vă mai gândiți, vă rog! Mai bine să lăsăm mall-ul deoparte. Oh, știu! Mergem la înot sau la film! Vă rog, putem merge la mall? Fac orice pentru încă o mașinuță! Fac treburile casei! Bine, Caiu! Eu și mami ne vom gândi la asta! Ura! După ce mă ajuți la o treabă foarte specială. Vrum, vrum, vrum. Dacă îți plac atât de mult mașinuțele, poate ți-ar plăcea să te joci cu una adevărată. Avem de făcut niște reparații și mi-ar prinde bine o mână de ajutor. Haide, la treabă! Ăla. Deschide capota. Vrei să vezi? Și când putem merge la mall?
Wow! Arată ca și motorul mașinuței mele de curse, dar mai mare. Da. Oh, e nevoie de ulei. Uleios lipicios. Crezi că e destulă apă? Cheia mică, te rog. Cheia mică. Strânge bine, tati. Hei, acum că mașina e curată, e rândul tău să fii curățat. Tati! Hopa! Trebuie să ne grăbim ca să ajungem la mol. Imediat se închide. Caiu, ești gata să mergem la mol? La mol? Chiar trebuie. Păi, parcă mai voiai o mașinuță de curse. Vreau! Dar îmi place să lucrez cu mașina adevărată. Și mie. Hai să ne întoarcem la treabă. Caiu și-a dat seama că pentru a se distra nu mai avea nevoie de altă mașinuță de jucărie. Au dublat în limba română Carina Kerji, Gabriela Codrea, Sorin Ionescu, Lucia Rogoz, Cosmin Petruț, Anca Sigmirean, Florian Silaghi, Carina Marin. Traducerea și adaptarea Cristina Șec. Regia Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.